Ce mai departe cu Bogdan Cărbunaru, frate cu Marian, care deja și-a asigurat o poziție de lider cu 3 cuțite primite. Evident, știm ce are acum Bogdan și în suflet și în minte. Sper din suflet să fie ok. Lava cake înghețată de fistic. Dar ar fi bun un desert acum. Să curgă ca lumea așa. Dar nu e, tată, ia tot. Hai, mă, trei, repede, hai să vedem. Opa! Să fie oare... Să fie oare mel cu melc? Cotobel, cheamă să vedem dacă îl găsim. Asta e mai nasol, că n-avem furculiță de melc. Știi ce nu înțeleg eu, totuși? Asta nu înțeleg. E o ciupercă, măi, asta e de pamplezit. Da, bă, ciupercă. Dacă tot o pui, de ce nu o curești, bă, prietene, bă? Da, mă, băgați și voi în seamă toate alea în farfurie. Ce dracu, mă? Stai, mă, așa, mă, că acum am înțeles eu care e treaba. Asta este prietenul cel dinainte, că a luat niște... E posibil că sunt măslinele aici. Da, sunt măslinele aici. Marian, mai are un frate, s-ar putea să fie frax. Am băgat eu puțin în sare, mi s-a părut să las, dar am înțeles de ce. Sunește pâinea, dar povestea asta, da? Sunește pâinea, nici nu mă uim. Sunește sarea de mâine și plus să vezi că n-au un pic de sare în ei. Băi, știi ce? Stau pe sare, bă. Așa te-ai îngrășat, mă, halul ăsta. Bună seara. Ce stai, neamă, nu? Salut, ești fratele lui... Dar ți-am zis că sunt mai aruncat. E el frate cu mine. Tu nu ești frate cu el, nu-l recunoști. Cum te cheamă? Bine, mă. Cărmânau Bogdan. Zici cealap. Bogdan Cealap. Ce fac, Cealap? Ce să fac? Și eu pe la voi. În care dintre echipe ți-ai dorit să faci parte? Fără supărare? Da, mă, ce? O să supărăm. La Grăsuț Călătescu. Da, foarte frumos. Așa la ceva. Bă, din doi care au lucrat cu tine, nu vrea niciunul. Știi, bă, cu ăsta am lucrat când eram ajutor de bucătar la Provence foarte puțin. Păi amândoi eram ajutor. Și eu eram la terasă, el era... Pe restaurant. Era în cârcimă. În spate. Cu frații am lucrat mai mult. De ce nu te-a adus el aici, să înțeleg? Nu. Nu, aici m-a adus fata mea. Adică? Îi place foarte mult emisiunea și a făcut complot cu cumnata mea și ne-am scris pe amândoi. Serios? Da. Foarte mișto. Ce faci la pe unde mai lucrezi? La un pub. Unde? La universitate. Fii atent ce vreau să te întreb. Ai lucrat cu fratei tu vreodată? Foarte puțin. De ce? Nu ne înțelegem. De ce? Avem, să zicem, idei diferite legate de bucătărie și de nu prea... Ciorba de băcuță, nu o mai inventați voi. E inventată de altcineva. E, clar. Numai că mie îmi place. Și păi nu-i place? Sunt pe alt stil, mă, oricum. Nu prea îi place. Cine e mai bun, tu sau el? Eu zic că el. Hai, mă! De-aia zici că nu e frate cu tine? Sunt așa, ca să părem mai fioroși, dar nu, el e mai bun, e mai mare, de la el am învățat. Dar de ce zice ție cealapa? Sunt un pic cealapa. E nebun, adică mă enervam din orice și începeam să arunc. Băi, e nebun cu acte asta, dacă, dacă stai cu el două zile la serviciu. Bine, acum nu mai sunt, mințit. Da? Acum sunt ok. Ok, Bogdan. Hai să încep eu, zic. Mă ascult. Mai ales că ai vrut și la grasul în echipă. Mulțumesc. Chiar că nu se mai cu fratele. Bogdan, ai avut niște ciuperci care n-au, nu știu, rostul lor nu erau acolo. Iar faza cu hai să luăm de la vecinul, orice ar fi el, frate, soră, mamă, tată, să luăm elemente să le punem doar de dragul de a le pune, sau poate el a luat de la tine? Nu mai contează acum. Mă, ăsta e diplomat, mă, fie el cealapa, dar știe cu diplomație. Ce trebuie să nu știe? Câți ani? Bogdane, bă, mergi și sunt bun, dar nu înțeleg de ce trebuie să lași ciupercile alea necurățate acolo. Nu, voiam să fie ca o temă, gen, adică gen melci pe pământ, aia a fost și ideea, iarbă, despre asta a fost vorba, dar ok, ai dreptate. Te înțeleg, dar măcar un pic să le cureți, că e farfurie totuși. Dar melci sunt gustoși. Mersi. Bă, melci sunt foarte gustoși. Mersi mult, Dumnezeu. Bravo. Mersi. Mamă, dar ce mare te-ai făcut. O să slăbesc. Dacă o să mă aleagă, o să slăbesc. Mulțumesc mult din suflet. Ba, salut! Salut! Pam, pam!
Mă simt excelent. Îmi doream să iau cuțitul pentru fetele mele. Ai, mă, de ce plângi? E emoționat. Cât am, mă, de ce plângi? Fericire, nu? Așa.